Hotărâtul din participarea Consiliului Local al Municipiului Oltenița în calitate de co-organizator al acțiunilor prezentate de zilele Municipiului Oltenița, aprilie 2013. Cine este de acord cu acest lucru? Nu, eu am o problemă. Aveți o problemă? Da, o să vă... Îmi permiteți să... Da, permiteți. Da? Deci, eu cred că ar trebui făcută o mică corectură. Zilele localității Oltenița. Așa. E mai corect, este... Aveți dreptate. Orașul a fost tipul sat, comună, oraș... Deci, domnul președinte, eu nu vă cer dumneavoastră să-mi aprobați dacă am dreptate sau nu. Eu fi cu o propunere. Da, dumneavoastră... Și eu pot să spun de ce să nu te gândești. Chiar mai pentru că nu e localitatea este înființată. Municipiul e înființat în urmă cu 15 ani. Sunteți de acord cu propunerea domnului Cercel? Păi nu, că așa este istoric. Să vin localitate, să facem un mic și zilele localitate. Domnule, când inițiez, chiar dacă unii au părerea care o au, și e problema lor ce părere au despre ei, eu mai întreb și profesor de limbă română, și pe oameni care se pricep. Dacă se observă aceste ghilimele, așa este sărbătoarea asta de astăzi. Noi suntem municipiul astăzi. Pe bannerul pe care l-am rugat compartimentul de specialitate să inițieze câte oferte ai cerut până acum? Trei. Va scrie Oltenița, sus mare, pe 6 metri ca și lungime, dedesubt 498 de ani de existență. Și ultimul rând, deci vor fi patru coloane pentru care 4 metri înălțime. 1515, 2013. E clar că este vorba despre localitatea Oltenița. Am scris așa municipiu pentru că astăzi este municipiu. Și ca să nu se înțeleagă că sărbăm municipalitatea, i-a pus ghilimele la ce am fost eu învățat. Dar dacă doriți, schimbăm și aici să fie localitate. Dar trebuie să explic de ce am pus numele așa. Lăsăm în această formă la hotărârea Consiliului Local sau o schimbăm? Cine este pentru să lăsăm în această formă? Cineva împotrivă? Nu, eu mă abțin. Și am propus, da, da, vă citesc. Eu nu cred că se vor cheltui, dar am propus 300 de lei. O să citesc eu tot ce înseamnă ce vă trebuie. Pentru bună organizare și desfășurarea acțiunilor, alături de contribuțiile celorlalți co-organizatori și sponsor, se alătă suma de 30.000 de lei din bugetul local, capitolul 67.000 de lei, orele sunt corecte între ora 9 și orele 19, este corect. Dar s-a omis în programul sportiv și adulți. Includem 10 echipe la gimnaziu și 10 de adulți. Asta e singura obiectiv. Da, te adaug acum. La ce dată? Sâmbătă, 13 aprilie. Între 9 și 19. Probabil că vor mai fi și alte acțiuni. Domnul Done insistă, dar vom avea luni marți mai multe discuții. Domnul Done insistă să-i aducem și pe bulgari. E vorba de... Au solicitat transportul pe Dunăre și eventual o masă sau două vom vedea. În cazul ăsta probabil că vom apropia de 150-200 de milioane. Și mai sunt și artiști, să mă rog, cântăreți locali care și-au manifestat dorința să se producă pe scenă. Acum, eu nu sunt de acord că a venit doi, unul Caruso și Leonardo și vor să cânte și ei romanele. Nu se poate. Dar am înțeles că sunt și câțiva tine foarte buni. Și e posibil acest program să nu mai fie suplimentar, lărgit, cu copii de-i noștri. Mă rog, să vină bulgării. Poate reuși să-i aduce și de la Spanțov formația aia de dansatori.
Dacă vă aduceți aminte la Alecriu, este o formație de dansatori extraordinar de bună, încerc să-i aduci și pe acei copii care nu au pretenții materiale. Asta e cel mai important. Însă nu plătim. Nu, dar chiar dacă au ceva pretenții, totuși artiștii ăștia locali, să zicem așa, ar trebui promovați. Sunt de acord, dar ce faci cu banii, că nu-ți dă nimic să justifici. Un premiu, ceva, nu știu, sigur că da, dar e foarte dificil, cei care vor umbla cu banii, că le dai și cum justifici mai mult. O tipă. Calculator. Ce faci? Vom găsi o formulă, dar abia de luni începem cu adevărat să ne ocupăm de organizare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În programul ăsta de activități sportive care se vor desfășura la a este o propunere, nu înseamnă că trebuie să ținem și neapărat cont. Am alocat aici spațiu pentru echipele de fotbal, o competiție pentru fotbal. Părerea mea, orașul ăsta a avut foarte mulți jucători de handbal și cred că 30 de minute la ora 12 o joc demonstrativ așa, chiar dacă nu mai ne țin să ducem în pietruță foarte bine. Acolo că trebuie la. Iorele, Iorele! Nu sare mingea! Nu sare mingea! La profesionalismul de care dăm dovadă, nu e nevoie să bate mingea. Extraordinar, deci, dacă reușești să strâng pe campanii, indiferent de ce oră vrei, atunci vii cu campanii. Promit că fac. Iar eu îți promit spațiu. Mulțumesc foarte mult. Și pur și cinste să o dacă am să nu campanii. Eu mă ocup de treaba asta.